bine, în ocazia aceasta, subiectul pe care îl avem în studiu în această dimineață sunt niște cuvinte care se găsesc în Cartea Apocalipsei. Iată, eu stau la ușă și bat. Iată, eu stau la ușă și bat. Vă invit să deschidem Biblia în Cartea Apocalipsei la capitolul 3. Vom citi împreună mesajul lui Dumnezeu pentru biserica din Laodiceea. Apocalipsa, capitolul 3. Și vom citi împreună de aici, de la versetul 14. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14. Biblia ne spune astfel. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie: Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocă. Spune Biblia mai departe, o, dacă ai fi rece sau în clocă. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocă, am să te vărs din gura mea. Pentru că zis, sunt bogat, m-am împogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Frații mei, aș vrea să identificăm împreună în această dimineață durerea pe care Domnul Iisus Hristos o are în inima Lui, uitându-se la această condiție laodiceană. Și ceea ce este foarte dureros înaintea lui Dumnezeu. Și ar trebui, într-adevăr, ca această durere a lui Iisus să pună o povară în inima fiecăruia dintre noi în această dimineață. Durerea pe care Iisus o experimentează, uitându-se la această condiție laodiceană, este pentru că El îi vede pe copilul lui Dumnezeu prețuind lucruri care n-au nicio valoare. Dumnezeu se uită la această biserică Laodiceea și biserica Laodiceea crede că are de toate. Biserica Laodiceea crede că nu îi lipsește nimic. Biserica din Laodiceea are impresia că toate lucrurile sunt bune. Biserica din Laodiceea pretinde că într-adevăr se găsește într-o poziție privilegiată. Dar Dumnezeu se uită la această biserică și își dă seama de o lipsă foarte mare. O lipsă pe care El dorește din inimă ca copilul lui Dumnezeu să o recunoască. Știți, este foarte dureros atunci când crezi că ai ceva și de fapt n-ai nimic. Și aceasta este starea în care se găsește poporul lui Dumnezeu în ultimele zile. Dumnezeu spune, tu crezi că te-ai îmbogățit. Tu crezi că nu duci lipsă de nimic. Tu crezi că ai de toate, dar de fapt condiția ta este alta decât aceea pe care o crezi tu. Tu nu știi că ești sărac. Tu nu știi că ești ticălos. Tu nu știi că ești nenorocit, orb și gol. Și de aceea când Dumnezeu observă această stare de lucru în mijlocul copilului Dumnezeu, El dorește foarte mult ca apelând la inima copilului Dumnezeu starea aceasta să fie schimbată. Și de aceea, El se prezintă bisericii din Laodiceea ca fiind martorul credincios și adevărat. Haideți să ne punem întrebarea în această dimineață. De ce Domnul Iisus se prezintă bisericii din Laodiceea ca fiind martorul credincios și adevărat? Mergem împreună în Cartea Proverbelor. Proverbe, capitolul 14, le vom citi împreună de la versetul 5. De frații mei, sper că suntem dispuși în această dimineață și nu numai să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu iarăși și iarăși. Amin? Amin? Nu suntem aici să ascultăm vocea unui om. Suntem aici să ascultăm vocea cui? Vocea lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu vorbește prin stă scris. Au pe Moise și pe proroci, spunea Domnul Iisus. Proverbe, capitolul 14, vrem să citim de la versetul 5. Biblia ne spune. Un martor credincios nu minte. Dar un martor credincios mincinos spune ce? Spune minciuni.
Deci, cu alte cuvinte, când Domnul Iisus Hristos se prezintă bisericii din Laodicea ca fiind martorul credincios și adevărat, Domnul Iisus spune cea mai mare nevoie a ta ca biserică, ca popor al meu, ca individ în biserică, este nu să asculți minciuni. Tu ai nevoie să auzi ce? Tu ai nevoie să auzi adevărul. Și Biblia ne spune, martorul credincios nu minte. Și pentru că Dumnezeu ne va spune adevărul, atenție ce se va întâmpla. Proverbe 14, citim acum versetul 25. De ce Domnul Iisus se prezintă bisericii din Laodicea ca fiind martorul credincios și adevărat? Biblia ne spune în versetul 25. Martorul care spune adevărul, atenție, ce spune Biblia că se întâmplă? Când vom auzi adevărul. Martorul care spune adevărul scapă suflete. Dar cel înșelător spune minciuni. Deci motivul pentru care Dumnezeu se prezintă bisericii din Laodicea ca fiind martorul credincios și adevărat, El intenționează să ne spună adevărul. Și motivul pentru care avem atât de mare nevoie de adevăr este pentru că sufletele noastre sunt în primejdie. Și ce este cel mai dureros, frații mei, este că sufletele noastre se află în primejdie, noi suntem pe punctul de a pierde viața veșnică, dar noi nu știm lucrul acesta. Noi nu ne dăm seama de condiția în care noi ne găsim și aș putea spune mai tragic decât atât. Nici nu vrem să ieșim adesea din condiția aceasta. Iubiții mei, frați și surori, Dumnezeu va face totul ca să ne salveze pe fiecare dintre noi. Unii dintre noi am plănuit tot anul pe genunchi cu Dumnezeu ca Domnul să ne ofere o posibilitate. Câteva zile în care să ne odihnim, să ne luăm timp să vorbim cu El, să ne rugăm mai mult, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să ieșim din ritmul acesta al vieții de zi cu zi și să stăm la picioarele lui Iisus. Iată, suntem aici. Dumnezeu ne-a ocrotit pe drum. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu vrea să-și țină această făgăduință pe care El a rostit-o în cuvânt. El ne va spune adevărul pentru că este intenția Lui să ne scape sufletul nostru. Amin? Amin. Și în această condiție în care noi ne găsim, Domnul Iisus Hristos este atât de disperat în a-i salva pe copiii Săi, încât El spune asta. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, ce spune Iisus că va face? Voi intra la El, atenție, voi cina cu El și El cu mine. Aș vrea să vă pun o întrebare, frații. Imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos bate la ușă. Și noi avem posibilitatea să ne uităm pe geam și să ne punem întrebarea cine bate. Pentru că de obicei aceasta este întrebarea pe care noi o punem. Când bate cineva la ușă sau când sună cineva la ușă, noi ne ducem și ne uităm cine este. Pentru că s-ar putea să avem surpriza să fie cineva nedorit. Și apoi ne hotărâm dacă să deschidem sau să nu deschidem. Iată, Domnul Iisus Hristos spune, iată, eu stau la ușă și bat. Am vrea să ne gândim împreună în dimineața aceasta. Ce vrea Domnul Iisus de la noi? De ce Domnul Iisus Hristos bate la ușă și de ce ar trebui noi ca să-i deschidem? De ce e bine ca noi să-i deschidem ușa lui Iisus? Are Iisus ceva atât de deosebit, atât de prețios, pentru care merită să-i deschidem ușa? Avem noi ceva de câștigat de la Domnul Iisus dacă îi deschidem ușa? Frații mei, Biblia ne spune în cartea Iacov la capitolul 1, versetul 12, 13, 14, Biblia continuă, spune orice dar bun și desăvârșit. Vine de unde? Vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Dacă noi vom deschide ușa Domnului Iisus Hristos, noi n-avem nimic de pierdut. Pentru că noi, într-adevăr, avem o mare nevoie, am descoperit noi. Domnul Iisus vrea să ne dea niște lucruri care sunt într-adevăr de mare preț. Știți că aceasta este cea mai mare problemă pe care noi întâlnim în lumea astăzi. Știți că acesta a fost gândul pe care Satan l-a introdus încă de la începutul marii lupte dintre bine și rău. Și anume,
că Dumnezeu nu ne iubește atât de mult precum El spune. Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar iubi Adam și Eva, Dumnezeu n-ar opri pomul acesta de la voi. Știți că aceasta a fost ideea pe care Satan a introdus-o în mintea Evei. Dumnezeu nu te iubește atât de mult precum El spune. Dumnezeu reține ceva bun de la tine. Dar dacă vei gusta dragostea adevărată și vei gusta din pomul acesta, vei fi cu adevărat binecuvântat. Frații mei, Dumnezeu niciodată n-a procedat așa. Dumnezeu nu va lipsi niciodată de niciun bine pe copiii Săi credincioși. Și de aceea când îl vedem pe Domnul Iisus la ușă, că El bate, noi știm că El vine cu binecuvântare, El nu vine cu blestem. El vine să ne aducă exact lucrul acela de care avem cea mai mare nevoie. El nu vine să ia de la noi lucruri care sunt bune. El va veni să smulgă din viața noastră orice lucru care aduce nenorocire, durere, păcat. El vrea să ne aducă binecuvântare. Știați noastră, ori de câte ori noi ne uităm la această imagine biblică și ne gândim să-i deschidem ușa lui Iisus, noi ne gândim la noi. Noi ne gândim că avem noi nevoie de ceva și de aceea ar fi bine ca să-i deschidem ușa lui Iisus, pentru că dacă vom deschide ușa lui Iisus, vom fi noi binecuvântați. Dar, frații mei, v-ați gândit vreodată la nevoia pe care o are Domnul Iisus? A bătut cineva vreodată la ușa dumneavoastră? Nu pentru că dumneavoastră aveați nevoie, ci pentru că persoana care bătea la ușă, ea avea nevoie disperată de ajutor. E bine, în dimineața aceasta aș vrea să ne gândim la Domnul Iisus Hristos ca la unul care are o mare nevoie. Și știți care este această mare nevoie a lui Dumnezeu? Este nevoia de a fi cu noi. Dumnezeu este atât de disperat, este atât de doritor, El nu mai poate de nerăbdare, frații mei, să petreacă timp cu noi. Încape gândul acesta în mintea noastră. Că acest Dumnezeu care a creat întregul univers, Dumnezeul acesta care ne-a făcut, Dumnezeul acesta care spune și se face, zice și ce poruncește ia ființă, Dumnezeul acesta vrea să stea de vorbă cu noi. Și Biblia ne spune, dacă aude cineva, ascultați patosul și disperarea din vocea lui Iisus, El este dispus să stea cu oricine. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa. Călătorind pe pământul acesta cu diferitele lui probleme, necazuri și încercări. Frații mei, cu toții vom înțelege un lucru dacă ne vom lăsa conduși de Duhul lui Dumnezeu. Și anume, nimeni și nimic nu poate umple golul care a fost lăsat de Dumnezeu în inima noastră. Există doar cineva care poate umple golul acela. Știți cine? Iisus. În cartea Eclesiastul, la capitolul 3, citim într-adevăr că Dumnezeu a lăsat un gol în inima fiecăruia dintre noi. Eclesiastul, capitolul 3, am vrea să citim împreună de la versetul 11. Ia ascultați ce spune Biblia aici. Eclesiastul, capitolul 3, de la versetul 11. Biblia ne spune. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. El a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Atenție! Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Ce spune Biblia că a pus Dumnezeu în inima omului? Ce a pus Dumnezeu în inima omului? Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei, frații mei. Dumnezeu a pus în inima fiecărui om setea aceasta după viața veșnică și veți vedea pe oameni, fie că ei trăiesc, fie că ei sunt pe punctul de a muri, ei încearcă din răzputeri să-și prelungească viața. Și Dumnezeu ne spune, măcar că omul nu poate pricepe golul acesta care este în inima lor, Dumnezeu a pus acolo un loc, un spațiu în inima noastră care poate fi umplut doar de Dumnezeu, nu de țigări. Nici de băutură. Nici de droguri.
nici de filme, nici de muzică, nici de un băiat, nici de o fată, nici de soț, nici de soție, nici de bani, niciun lucru care este pe pământul acesta nu poate umple golul pe care Dumnezeu l-a lăsat de inima noastră. Biblia ne spune că Dumnezeu a lăsat în inimă gândul acesta al veșniciei. Dar ne-am pus întrebarea. Oare există un loc în inima lui Dumnezeu care poate fi umplut doar de noi? Și știați că locul acesta există, frații mei. Dumnezeu are un spațiu în inima Lui pentru fiecare dintre noi. Ia uitați ce spune profetul lui Dumnezeu. Fiți atenți, în Cartea Hristos, Cartea către Hristos, pagina 100. Priviți ce spune profetul. Nici o nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre copiii săi. Nici o îngrijorare nu îi poate chinui în sufletul. Nici o bucurie nu îl poate încânta și nici o rugăciune sinceră nu iese de pe buze fără ca Tatăl nostru Ceresc să nu observe. De multe ori noi avem impresia că Dumnezeu nu are timp pentru noi. De multe ori noi ne gândim că Dumnezeu este prea ocupat să răspundă la cerile și la rugăciunile noastre. Însă aduceți-vă aminte imaginea care o găsim în Apocalipsa. Dumnezeu, El este Cel care are inițiativă să ne caute. Frații mei, vreau să vă pun o întrebare. Când Adam și Eva a păcătuit, cine a mers după cel vinovat? Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus aștepta ca cel vinovat să-L caute pe cel nevinovat, probabil că ar fi așteptat mult și bine. Biblia ne spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, Roman 2:4. Noi nu avem această capacitate de a ne pocăi pe noi. Noi nu avem această sete ca să alergăm după Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care face primul pas și poate că noi spunem la tabăra aceasta, la începutul acestei tabere, că noi am venit aici să-L căutăm pe Dumnezeu. Realitatea este că Dumnezeu ne-a căutat tot anul. Realitatea este, frații mei, că Dumnezeu ne-a căutat tot timpul acesta. Pe unii dintre noi Dumnezeu ne-a urmărit toată viața noastră să ne aducă într-un moment în care noi să realizăm că Dumnezeu vrea să petreacă timp cu noi. Nu o zi, nu două zile, nu trei zile o veșnicie. Amin. Ia uitați ce spune mai departe. Nici o rugăciune sinceră nu iese de pe buze. Fără ca Tatăl nostru Ceresc să mă observe. Fără ca El să nu manifeste un interes viu pentru toate acestea. Căci El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănii. Legăturile dintre Dumnezeu, atenție acum, legăturile dintre Dumnezeu și fiecare ființă sunt așa de intime și profunde ca și când n-ar mai fi un alt om pe pământ. Deci, cu alte cuvinte, când noi ne rugăm și se mai roagă încă 10 oameni în același timp, Dumnezeu te ascultă pe tine de parcă nimeni nu s-a rugat în același timp când tu te rogi. Dumnezeu închide toate canalele. Dumnezeu închide orice lucru care ar putea distrage atenția, ci El este 100% dispus să vorbească cu tine, să te asculte pe tine, să te ajute pe tine. De aceea este atât de disperat bătând la ușă. Frații mei, vă dați seama ce privilegiu noi avem în săptămâna aceasta. Să mergem la rugăciune și să știm, Doamne, acum când eu mă rog, când mă plec pe genunchi, când îmi văd sufletul înaintea Ta, Doamne, Tu mă asculți doar pe mine. Tu vorbești doar cu mine. Tu ai un plan pentru viața mea. Tu vrei să intervii în viața mea. Atenție! Legăturile dintre Dumnezeu și fiecare ființă sunt așa de intime și așa de profunde, ca și când n-ar fi un alt om pe pământ de care El să se îngrijească și pentru care El să fi dat pe Fiul Său mult iubit. Pentru cine ar fi venit Iisus să moară lumea? Numai pentru mine. Pentru un singur om este un termen general. Pentru mine. Pentru mine, frații mei, pentru dumneavoastră. Și de aceea Iisus Hristos, El nu este dezinteresat. El știe că fiecare suflet este atât de prețios încât El ar da orice. Fiți atenți ce spune în Cartea Marea Luptă, pagina 21. Chiar și pierderea unui singur suflet
este un dezastru care depășește infinit de mult câștigurile și comorile lumii. Dumnezeu ar da totul ca să ne salveze pe noi. Și știți că a făcut-o deja. Dacă salvarea noastră ar fi constat în aur, în perle, în argint, în nestemate, Dumnezeu ar fi golit cerul de lucrul acestea numai ca să ne salveze. Un singur lucru ne poate salva. Hristos. Hristos în voi. Nădejdea slavă. Am citit odată istoria unei mame care era alături de fiii ei o ocazie de zi de naștere. Era chiar ziua de naștere a mamei. Și mama aceasta avea foarte mulți fii, însă avea un băiat în pușcărie. Și în mijlocul acelei ocazii de bucurie, în timp ce băieții, fiii mamei erau lângă ea și cântau și se rugau pentru mama și discutau și își aminteau de toate clipele frumoase, la un moment dat, încetul și pe neobservate, mama a ieșit din cadru și s-a dus în camera ei și a început să plângă în focul. Unul dintre băieți a auzit. A bătut la ușă, mama a ieșit cu lacrimi în ochi. Și atunci fiul a întrebat-o, mamă, de ce ești tristă? Nu-ți este suficient că suntem astăzi alături de tine, toți copiii tăi? Știți care a fost răspunsul meu? Este adevărat că este o zi plină de bucurie. Dar eu mai am unul care nu este lângă mine. Vreau să vă întreb, putem să-i cerem acelei mame să nu mai iubească pe fiul care e pușcărit? Nu. Putem să poruncim, cunoașteți vreun aparat, vreun magnet, vreo pompă care să scoată din mintea acestei mame gândul că copilul ei pe care l-a iubit și l-a crescut și l-a educat și-a de pușcărie, putem să o ajutăm într-un fel pe mamă? Nu, frate. Mai spun un lucru. Cu cât este mai mare iubirea mamei pentru fiul acela, cu atât este mai mare durerea în inima ei. Noi citim în Sfânta Scriptură că va veni un timp în istoria acestui pământ că lacrimi nu vor mai fi. Dar vreau să citiți cu atenție. Nicăieri n-am găsit în Biblie că nu vor fi lacrimi în ochii lui Iisus. Nicăieri. Când Dumnezeu se va uita la masa aceea de argint, de kilometri în împărăția lui Dumnezeu, din nefericire vor fi scaune goale, care puteau să fie ocupate de mine și de către tine. Noi nu vom ști cine trebuia să șadă pe scaunul acela. Dar când Iisus va veni și va servi pe copilul lui Dumnezeu, în inima lui, El va zâmbi ca să ne facă pe noi să ne simțim bine. Dar inima lui va fi sfâșiată pentru că a făcut totul. Totul. Copiii săi să fie salvați și mântuiți și noi am ales să facem acela. Iubiții mei, frați și surori, Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi cu o iubire nespusă. Noi suntem în locul acesta și noi spunem, frate, am venit să ascultăm hrană tare. Vreau să vă spun. Noi avem nevoie de hrană tare. Însă, trăim o tragedie în mijlocul adventismului și nu numai. Noi vorbim atât de mult despre probleme, dar prea puțin vorbim despre remediu. Noi suntem foarte dibaci în a sublinia problemele, greșelile, lucrurile care se întâmplă în mijlocul poporului Dumnezeu sau în viața noastră. Și nu mă înțelegeți greșit, frații mei, trebuie să o facem. Trebuie să punem degetul și să stabilim un diagnostic. Dar dacă noi ne ducem la un medic, spuneam și fraților în tabăra trecută, și singurul lucru pe care noi l-auzim de la medic este că noi suntem bolnavi. Ai cancer, mai ai 3 luni de trăit, iată problema ta, ai metastază, trebuie să faci chimioterapie, nu știm ce se va întâmpla, ai toate șansele să mori. Eu vă spun, frații mei, eu nu vreau să merg în fața unui astfel de doctor. Eram împreună cu un prieten drag mie și la un moment dat am ajuns într-un spital. Și aveam nevoie de un sfat în urma unele analize. A fost trecut un computer tomograf și a fost identificată o tumoare. Și acum haideți să mergem să vorbim cu medicul care ne-a trimis să facem niște analize. Și când am ajuns la medicul acesta în spital, vreau să spun, medicul a avut o atitudine încât pe mine m-a lăsat cu gura căscată
Am ieșit afară și am zis, dacă acesta ar fi singurul doctor care există în lumea aceasta, nu vreau să mă operez la el. Și el s-a uitat pe analiză și a zis, facem tot. Tăiem tot. Ce-i bun, ce-i bun, tăiem tot. Vă spun, când am auzit cuvintele acestea, am zis, e corect. Omul are nevoie să fie încurajat. Omul are nevoie să fie îmbărbătat. Omul are nevoie de o mână care să spune, vom merge mai departe. Lasă cu o să vedem, o să fie bine. Chiar dacă nu va fi bine. Dar te simți încurajat, te simți îmbărbătat. Și vă spun, am ieșit afară, a continuat să vorbească cu prietenul meu și a zis, vă rog frumos să vă scuzați, dar eu ies afară. De obicei rămâneam acolo să ascult să vorbesc. Însă când am auzit cum a început și tonul cum vorbea și cum explica și care erau hotărârile din mintea lui, am zis, ăsta nu e doctor, e măcelar. Și avem o grămadă de măcelari în biserică. Care nu știu nimic altceva decât să identifice problemele din biserică și și-au făcut o neprihănire din greșelile altora. Atât. Ei știu toate problemele care se întâmplă în biserică, dar nu au nici măcar o soluție pentru ei. Dacă ne-am pune unul dintre ei o întrebare simplă, clară, concretă, concisă. Cum poți avea biruința asupra păcatului? Nici ei nu știu. Și știți cum numește Biblia lucrul acesta? Fățărnicie. Biblia ne spune, ei zic, dar nu fac. Ei învață, trebuie să biruim păcatul, trebuie să-i dăm slavă, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta. Și Dumnezeu întreabă, cum? Ai spus copilului lui Dumnezeu, cum să aibă astfel de experiență? Nici eu nu știu. Dumnezeu spune, fățărnicie. Frații mei, să ne ferească Dumnezeu de extrema aceasta în care vedem pe mulți dintre copiii lui Dumnezeu ajuns și într-un timp ca acesta. Planul lui Dumnezeu e mai înalt, e mai luminos. El vrea să ne pună în atenție problema, dar El are și remediu. Și eu nu cunosc un predicator, un vorbitor mai bun decât Domnul Iisus. Amin? Iar în biserica din Laodiceea, Dumnezeu nu se oprește doar identificându-ne problema. El nu spune, e sărac, nenorocit, orb și gol. Punct. Ce face Dumnezeu în Laodiceea? Oferă remediu? Ce spune El? Te sfătuiesc. Să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Haine albe să te îmbraci cu ele. Și mai mult decât atât, Dumnezeu oferă o făgăduință, o încurajare. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul de domnie. După cum și eu am biruit și șed pe scaunul Tatălui meu de domnie, oamenii au nevoie să fie încurajați. Dumneavoastră n-aveți nevoie în tabăra aceasta ca cineva să vă spună doar greșelile pe care le aveți. Aveți un predicator care vă spune aceste greșeli aici. Noi avem nevoie de vocea blândă a lui Iisus care ne spune că ne iubește chiar în starea în care noi ne găsim. Amin, frații mei. Unii dintre noi nu mai suntem capabili să ne iertăm pe noi. Spuneam cuiva, unii dintre noi am obosit noi să ne mai iertăm. Și unii dintre noi nu mai suportăm de câte ori Dumnezeu ne iartă. Noi am renunțat la noi, la iertare. Noi spunem Dumnezeu, Doamne, nu mă mai ierta că nu mă mai iert eu. Dumnezeu în continuare aleargă după noi. Și El spune, Fiul, dă-mi inima ta. Fiule, deschide ușa ca să intru. De ce, Doamne, vrei să intri? Pentru că eu vreau să fiu într-o părtășie cu tine. Și unul dintre lucrurile, frații mei, prin care Dumnezeu a dorit atât de mult ca să ne arate cât de mult ne iubește și cât de dornic este să petreacă timpul cu noi, a fost prin familie pe care Dumnezeu ne-a dat. Ia deschideți, vă rog frumos, Sfânta Scriptură. În Cartea Efeseni, la capitolul 3. Haideți să ne uităm puțin la atmosfera cerului. Haideți să ne uităm împreună la cum descrie Dumnezeu cerul și ce se întâmplă acolo. Atenție! Efeseni, capitolul 3, și am vrea să citim de la versetul 14 și versetul 15. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 15, atenție acum. Din care își trage numele orice, ajutați-mă, familie. Orice familie. De unde? Din cerul și de pe... Stați puțin.
Dar n-am citit noi în Sfânta Scriptură că îngerii nu se însoară, nici nu se mărită? N-am citit noi în Sfânta Scriptură că Dumnezeu are un alt plan mai glorios, mai luminos decât cel pe care noi l-avem pe pământul acesta? Dar, frații mei, cuvântul rămâne cuvânt. Ideea pe care Dumnezeu subliniază pentru noi în ocazia aceasta este că cerul este alcătuit în imaginea unei familii. Cerul este într-o familie. Și Dumnezeu intenționează să unească familia din cer. Cu ce? Cu familia aceasta de pe pământ. Dumnezeu dorește să intenționează să unească cerul acela cu acest colț de cer mic de pe pământ. Și știți cât de înțelept este Dumnezeu? Dumnezeu, frații mei, ne bagă în laborator. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă dumneavoastră vreți să deveniți tâmplar, cu ce o să lucrați? Dacă suntem tâmplar, cu ce lucrăm? Întrebați pe fratele Grișa. Dacă nu știți cu ce lucrează un tâmplar, întrebați pe fratele Grișa din Republica Moldova, vă va spune. Cu ce lucrează tâmplarul? Cu lemnul. Și dacă lucrez cu lemnul și obțin experiență în lemn, devin tâmplar. Dacă sunt instalator, cu ce lucrez, frații? Cu țevi, cu mufe, cu cotul, cu racord, da? Eu sunt instalator. Dacă eu sunt fierar, lucrez cu ce? Cu fierul. Acum atenție! Dumnezeu intenționează să ne ducă în familia Lui de unde? Din cer. Și pentru că vrea să ne conducă în familia din cer, Dumnezeu vrea să ne vorbească despre atmosfera care este în cer, acolo, în familia din cer, așa că ne-a dat deja o familie unde? Pe pământ. Ca să ne obișnuim cu atmosfera cerului încă de la noi? Acasă. Problema este că în viața ta, în viața mea și în viața oamenilor din lumea aceasta, în familiile noastre, numai cerul pe pământ îl vedem. Altceva. Și de aceea, în familiile noastre, Dumnezeu a intenționat, în primul rând, frații mei, să se descopere dragostea și caracterul lui Dumnezeu mai mult decât în orice altul. Gândiți-vă, Satan a păcătuit. El a fost alungat din cer. A fost trântit la pământ. Și Dumnezeu, ca răspuns la acuzațiile lui Satan, Dumnezeu, ca răspuns la această mare luptă, pentru ca Dumnezeu să arate că Satan e un mincinos, n-a găsit altă metodă de a trânti acuzațiile lui Satan la pământ și a arăta că el e un mincinos când a zis că Dumnezeu e egoist. Satan, ești un mincinos când ai zis că trăiesc doar pentru mine. Ești un mincinos când ai zis că mă gândesc doar la binele meu. Ești un mincinos când ai zis că îi forțez pe alții să mi se închină mie. Am să-ți dau o priveliște a ceea ce eu sunt cu adevărat. Și Dumnezeu a creat o familie pe pământ. Care să distrugă toate acuzațiile celui rău. De ce urăște atât de mult Satan familia noastră? Ia uite așa spune în Calea către Hristos, pagina 10. Dumnezeu a legat inimile noastre de El prin nenumărate dovezi ale iubirii sale din cerul și de pe pământ. El a căutat să ni se descopere prin lucrurile din natură. Ne vorbește Dumnezeu prin natură? Să fiți foarte atenți azi în momentele de liniște în pădure. Deschideți urechea mare. Puneți o pâlnie în ureche dacă e nevoie și ascultați păsările care cântă. Știți ce spun toate? Te iubesc. Am nevoie de tine. Vreau să stai lângă mine. Dumnezeu ne vorbește prin natură. Atenție! El a căutat să ni se descopere prin lucrurile din natură și prin cele mai profunde și gingașe legături omenești pe care inimile noastre le pot cunoaște. Totuși, toate acestea nu oglindesc decât imperfect iubirea sa. Deci Dumnezeu ni se descopere prin natură. Dar Dumnezeu a hotărât în mod special să ni se descopere viața sa, caracterul său, planul său pentru viața noastră, în mod special prin cele mai tandre, cele mai duioase legături omenești pe care le poate cunoaște omul. Sau mai bine zis, prin legăturile din familie. Dumnezeu spune că te vei uita la cum se comportă un tată cu copiii lui. Vei descoperi ceva din dragostea pe care eu vreau să-ți o port ție. Când te vei uita la o mamă și la comportamentul ei față de un fiu,
când te uiți la comportamentul soțului față de soție. Toate aceste imagini ale iubirii trebuie să descrie aici pe pământ planul glorios al lui Dumnezeu de sus din cer. De aceea Satan urăște familia. Eu încep un verset dumneavoastră, ajutați-mă. Ioan 17 cu versetul 3, Biblia spune și viața veșnică este să te cunoască. Dacă noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi avem viața veșnică. Și de aceea Satan, el nu e împotriva unei idei care să ne spună că Dumnezeu vrea să ne dea viața veșnică. El spune, viața veșnică o vei avea doar dacă îl cunoști pe Dumnezeu. De aceea voi distruge orice lucru prin care îl poți cunoaște pe Dumnezeu. De aceea dacă veți duce aici în păturile noastre la Hagota, pe marginea drumului, de cealaltă parte a drumului veți vedea 20-30 de metri de pădure în răs, în spate este tăiat tot. Este doar vopsit gardul să nu se vadă leopardul în spate. Pământul nostru este distrus. Pentru că Satan intenționează să șteargă chipul lui Dumnezeu. Noi să nu mai cunoaștem pe Dumnezeu prin natură. Dar mă întreb, frații mei, are Satan un obiectiv față de familiile noastre și față de aceste legături omenești, gingașii, prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Cu siguranță că El intenționează să distrugă familia. Și când ne uităm în Sfânta Scriptură, Iisus, El vrea să fie familia noastră. Ia uitați-vă, vă rog, în Psalmul 103. Haideți să deschidem în Biblie Psalmul 103. Mesajul nostru în această dimineață, iată, eu stau la ușă și bat. Ce vrea Dumnezeu de la noi? De ce bate El la ușă? Psalmul 103, de la versetul 13, citim împreună. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Deci Dumnezeu se aseamănă cu cine? Un tată. Când ucenicii au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum a început Domnul Iisus Hristos? Tatăl nostru care ești în cer. Spune profetul că vom ajunge sus în împărăția lui Dumnezeu. Și când porțile noului Ierusalim se vor deschide și îl vom vedea pe Dumnezeu Tatăl. Zice, vom ști cu toții de ce toată viața noastră ne-a rugat Tatăl nostru care ești în cer. Ne vom aduce aminte de ce am spus din nou și din nou. Tatăl nostru. Dar Dumnezeu nu este asemănat în Biblie doar cu un tată. Dumnezeu este asemănat în Biblie și cu o mamă. Și cu o mamă. Ia uitați-vă în cartea Isaia, capitolul 66. Isaia 66 și vrem să citim de la versetul 13. Spune aici asta. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Cum mângâie cineva? Cum mângâie cine? Pe cine? Cum mângâie o mamă pe? Așa vă voi mângâia eu. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să vedeți o astăzi de scenă. Poate că ați văzut-o sau vi s-a întâmplat în asta realitate. Eu când eram mai mic, bucându-mă la bunici, îmi plăcea să mă juc în picioarele goale. Nu ați vă place să alergați în picioarele goale? Când avem posibilitate. Și când mă jucam în picioarele goale, eram atât de, cum să zic, atât de dornic să alerg, să zbur, încât îmi loveam câteodată piciorul de vreo piatră sau într-un cioc. Și știți care era următorul loc unde vreau să alerg? La mama. Și când ajungeam la mama, plângând, și acum mă uit la copiii mei, și când se lovesc, primul cuvânt pe care îl rostesc, mama, aș vrea să fie și tata. Mama spune, mai zis și tata, nu doar mama, dar primul cuvânt e mama. Și aleargă în disperare, mamă, mamă, mamă. Și când ajunge la mamă, mama le ia în brațe. Mama mă lua în brațe. Punea acolo ceva la picior, strângea și apoi făcea un lucru. Zice, lasă-mă să-ți dea mama un pupic. Și băieții mei, mi se întâmplă nu odată, zice, tati, pup aici. Și pup și spune, te mai doare, nu mă mai doare. Eu nu înțeleg cum pup poate să rezolve o problemă. Dar noi înțelegem că mama ne iubește. Totuși, ni se spune clar imaginea aceasta, grija pe care o poartă o mamă față de copilul ei, nu poate descrie nici măcar
cât de puțin marea iubire pe care Dumnezeu are pentru noi. O mamă își iubește copilul, dar Dumnezeu îi iubește cu mult mai mult. Spuneți-mi și mie, frații mei, când o mamă are un copil încăpățânat, îndărătnic, nu vine acasă, bea, fumează, îi este indiferent? Spune o mamă care își iubește copilul, dar ducă-se de ei să facă ce vrea. Așa spune mama. Frații mei, nu știu dumneavoastră ce experiență ați avut. Dar mi-aduc aminte în căile mele negiuite, când veneam seara târziu, mama nu dormea. Mama aștepta în continuare. Poate o mamă să-și uite copilul pe care l-a lăptează. Care e răspunsul care noi l-am dat în zilele acestea? Da. Zeci, sute de copii aruncați în tomberoane. Dar care e păgăduința lui Dumnezeu? Eu nu te cu niciun timp nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Deci Dumnezeu este Tatăl nostru, Dumnezeu este mama noastră. Fiți foarte atenți acum. Știați că Dumnezeu este numit în Biblie și fratele nostru? El este fratele nostru mai mare. El a fost ispitit asemenea fraților lui. Proverbe 18 cu versetul 24. Biblia ne spune, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Cine este acest prieten, frații mei? Cine este fratele nostru? Iisus. Frate pe frate se fură astăzi. Frate pe frate se înșală astăzi. Frate pe frate sunt oameni în stare să tragă cu vederea legăturile lor de sânge. Dar Iisus spune, eu sunt fratele tău. Iisus este fratele nostru. Iisus este asemenea mamei noastre. Iisus este tatăl nostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, eu sunt familia ta. Amin. Și pentru cei care nu mai au tată, Iisus vrea să fie un tată pentru noi. Pentru cei care nu mai au mamă, Iisus vrea să fie El asemenea unei mame. Pentru cei care și-au pierdut fratele, Dumnezeu vrea să fie un frate pentru noi. Cu alte cuvinte, frații mei, singurul scop pentru care Dumnezeu ne-a dat familii este ca noi să reprezentăm dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu sunt un tată pentru tine. Comportamentul pe care eu încă am ca tată față de tine. Aș vrea ca tu să-l ai față de copiii tăi. Eu sunt o mamă pentru tine. Comportamentul pe care eu îl am ca Dumnezeu față de tine, aș vrea să-l ai față de copiii tăi. Societatea ne-a făcut să credem că într-un timp ca acesta, frații mei, noi trebuie să aducem copilul nostru mâncare, băutură, haine și tot ce au nevoie. Însă cea mai mare responsabilitate a noastră ca părinți este să arătăm dragostea lui Dumnezeu față de ei. Biblia ne spune în cartea Psalmi, copiii sunt o moștenire de la cine? De la Domnul. Asta înseamnă că înainte să ne fie dați nouă, copiii aceștia au fost ai cui? De aici înțelegem că noi avem responsabilitatea de a-i crește, de a-i educa, de a ne comporta față de ei așa cum s-ar comporta Dumnezeu. Și cum s-ar comporta Dumnezeu? Satan urăște familie. Pentru că în familie se poate descoperi cel mai mult caracterul lui Dumnezeu. Părinții, prin atitudinea lor față de copiilor, pot să arate toată iubirea pe care cerul o are față de noi. Dar este doar jumătatea monedei. E și cealaltă parte. Vă aduceți aminte în Biblie care a fost prima persoană care a fost înălțată la cer? Prima persoană. Enoch. Câți ani a trăit Enoch pe pământul acesta? 365 de ani. Și azi noastră îi se spune că după ce i s-a născut primul fiu, Enoch a umblat mai aproape de Dumnezeu. Atenție! Patriarhii și Profeți, pagina 85. Dar după nașterea primului său fiu, Enoch a ajuns la o experiență mai înaltă. El a fost atras într-o mai strânsă legătură cu Dumnezeu.
El și-a dat seama mai bine de obligațiile și răspunderea sa ca fiul al lui Dumnezeu. Iar când a văzut iubirea cui? Iubirea copilului pentru tatăl său, încrederea sa simplă, în grija și ocrotirea sa, când a simțit profundă afecțiunea inimii sale pentru fiul său întâi născut, el a învățat atunci lecția prețioasă a iubirii minunate a lui Dumnezeu față de oameni. Manifestată în dăruirea fiului său, cum și încrederea pe care copilul lui Dumnezeu pot să aibă în cerescul lor tată. Când erau băieții mei mai mici, și poate că și copiii dumneavoastră, aveam un obicei. Îl luam și îl puneam pe cel mai mic, Daniel, îl luam și îl puneam așa pe dulap sus, la 2 metri, 2 metri jumătate. Și aveam mai puțin de un an. Un an. Și îi spuneam acolo, Daniel, stai acolo. Și uitându-se de acolo, spuneam, era interesat să văd ce va face. Și mă dădeam în spate un pas, noi, nu atât de mult încât să-l mai pot prinde. Și îi spuneam, stai acolo, stai acolo. Și la semnalul meu, când îi spuneam, Daniel, să știi ce făcea? Se uita în jos, la distanța de jos? Și știți la ce se uita? El se uita la brațele tale. E, nu a înțeles ceva când a avut primul lui copil. El a înțeles despre dragostea pe care o are Dumnezeu față de copiii săi. El atunci a înțeles câtă grijă are Dumnezeu față de noi toți. Cum se uită un tată după copiii lui? Cum se uită mama după copiii? Ce face? Să fie bine, să fie calm, să aibă tot ce îi trebuie. Dar în același timp, Enoch a înțeles câtă bucurie poate să aducă un copil tatălui când își pune încrederea în el. Ați ascultat copii și tine? Părinții noștri au nevoie de noi. Nu noi avem nevoie doar de părinți, ca prin părinți să vedem dragostea lui Dumnezeu față de noi. Noi, ca copii, avem posibilitatea să-i facem bucuroși pe părinții noștri, arătându-ne și din partea noastră dragoste. Însă Satan astăzi a făcut în așa fel încât copiii să-și dorească să fie cu totul alt loc, numai nu acasă. Numai nu acasă. Dragostea infinită și insondabilă a lui Dumnezeu prin Hristos a devenit zi și noapte subiectul meditației sale. Și cu toată căldura sufletului său, el a căutat să descopere această dragoste a celor în mijlocul cărora el trăie. Ce a înțeles Enoch uitându-se la fiul său și la comportamentul său? El a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Și din momentul acela, până când a fost înălțat la cele, el a zis, Doamne, vreau să trăiesc doar pentru lucrul acesta. Să arăt dragostea ta celor din jurul meu. Voi începe cu fiul meu. De ce Dumnezeu a simbolizat relația dintre Hristos și biserică, relația între soț și soție? Bărbaților, iubiți-vă cum a iubit Hristos și s-a dat pe sine pentru el. Dumneavoastră observați că în familie există privilegiul nostru ca bărbați să ne comportăm cu soțiile noastre așa cum se comportă Hristos bisericii. Mi-am pus o întrebare, oare de ce Dumnezeu a ales să simbolizeze biserica cu o femeie? Și cum ar arăta bisericile noastre astăzi? Dacă privim la surorile noastre, putem să arătăm cu degetul și să spunem, dacă vrei să vezi cum arată biserica Dumnezeu, uite-te la soră. Cum vorbește? Cum se poartă? Cum discută, răbdarea ei, blândețea ei, calmul ei, toate darurile acestea. Iată biserica lui Dumnezeu. Satan vrea să ne jefuiască de toate lucrurile acestea. Ce vrea Iisus să ne dea bătând la ușă? Vrea să ne dea iubire. Iar iubirea aceasta noi nu avem. În cartea 1 Ioan, la capitolul 4, vreau să concluzionăm mesajul nostru în această dimineață. În 1 Ioan, la capitolul 4, vrem să citim versetul 7 și versetul 8. Atenție! Dragi iubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la cine? De la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe... Pentru că Dumnezeu este cum? Frații mei, spuneți-mi și mie.
Ce experiență trebuie să avem ca să avem parte de iubire? Trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu. Noi nu putem să iubim dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Biblia ne spune, Romani, capitolul 5, cu versetul 5, căci dragostea lui Dumnezeu a fost urmată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Noi n-avem în inima noastră un izvor al iubirii. N-avem! În zilele din urmă, din pricina mulțimii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va... Nu mă interesează ce am spus în prima zi a munții. Nu mă interesează cât de bucuroși am fost când am avut primul copil, al doilea sau al treilea. Dacă nu ne luăm timp să-L cunoaștem toți pe Dumnezeu, persoana care am mângâiat-o, am iubit-o, va fi persoana pe care o vom urâ. Va fi persoana pe care o vom pălmui cu cuvinte sau se poate ajunge chiar fizic. Pentru că dacă nu ne luăm timp să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu iubim. Și nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu dacă nu petrecem timp cu El. Și nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să petrecem timp cu El dacă nu înțelegem că de aceea este Iisus atât de disperat bătând la ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, ce vrea Iisus de la noi? El vrea ca noi să-L cunoaștem. Și dacă vom cunoaște, vom primi de la El iubire. Și dacă vom primi de la El iubire, viața noastră va arăta altfel decât a arătat până acum. Asta vrea Iisus de la noi. Aveți noi astăzi nevoie de iubire, fraților? Și ăsta e motivul pentru care noi reacționăm așa cum reacționăm. Că nu trebuie să reacționăm așa. Că noi spunem niște cuvinte toioase la copii sau la soție, la soț, la cei din jurul nostru. Este o dovadă clară că noi nu ne-am luat timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Ăsta este singurul motiv pentru care avem despărțire, divizare în biserică și în familie. Profetul spune, desenați un cerc mare. Puneți un punct în centrul cercului. Și apoi, ca spițele de la bicicletă, începeți și trageți linii spre centru. Unde veți observa ceva. Pe măsură ce liniile se apropie de centru, se apropie și unele de celelalte. Spune, la fel este și cu Hristos. De ce există despărțire între părinți și copii? Noi nu avem timp cu Hristos. Noi nu avem timp să cerem de la El iubire. Să ne uităm la El cum a trăit. Și privim noi să fim schimbați. De aceea Iisus bate la ușă. Că noi vom înțelege planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Fiți atenți ce se va întâmpla și ne vom ruga. Relațiile din cadrul familiei trebuie să fie sfințitoare prin influența Lui. Căminele creștine. Ce fel de cămine? Creștine. Întemeiate și conduse conform planului Dumnezeu constituie un ajutor extraordinar în formarea caracterului creștin. Nu-i de mirare că diavolul urăște familia. Vă dați seama, frații mei, noi trăim cea mai mare parte a timpului nostru în familie și Dumnezeu spune exact în familie. Eu vreau să te pun în acest atelier al familiei, să te pregătesc pentru familia mea de unde? Părinții și copiii ar trebui să fie uniți în serviciu iubitor față de acela care poate păstra dragostea omenească nobilă și curată. Relațiile din cămin trebuie să fie sfințitoare. Iar în căminul nostru putem avea un ajutor extraordinar în formarea caracterului creștin. Știți în puterea cui stă? Stă în puterea noastră. Ca soț să spunem în dimineața aceasta, Doamne, am înțeles că ăsta e motivul pentru care mi-ai dat familie. Sunt tată pentru că trebuie să te reprezint pe tine. Doamne, sunt mamă pentru că trebuie să reprezint caracterul tău. Doamne, sunt frate pentru că tu ești frate nostru mai mare. Doamne, te rog, nu mă lăsa să trăiesc pentru un alt motiv. Ajută-mă să-mi ajut familia, să-mi ajut soția să te vadă pe tine. Imaginați-vă o soție care a întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, Tu mă iubești mai mult decât mă iubește soțul meu? Dacă soțul meu mă iubește atât de mult, oare cât de mult mă iubești Tu?
Doamne, Tu mă iubești mai mult decât mă iubește soția mea. Soția mea mă iubește atât de mult că nici nu pot exprima în cuvinte. Dar iubirea Ta întrece iubirea pe care o arată soția mea? Dumnezeu să ne spună, da. Doamne, atunci vreau să fiu în cer. Că dacă cerul ăsta de pe pământ e atât de frumos, oare cum o fi acolo în cer? Doamne, oare Tu mă iubești mai mult decât mă iubesc părinții mei? Acestea sunt întrebările pe care trebuie să le pună toți aceia pe care avem în jurul meu. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și acum. Prietenii mei, în această dimineață aș vrea să vă invit. Și să vă rog, câți dintre dumneavoastră vreau să spună, Doamne Iisus, vreau și eu să Te cunosc mai mult de Tine. Vreau să Te cunosc din toată inima. Vreau ca Tu să pui în inima mea acea dragoste de care au nevoie cei care sunt lângă mine. Vreau să răscumpăr vremea. N-am avut răbdarea care Tu ai avut-o, Doamne. N-am avut bunătatea care Tu ai avut-o, Doamne. N-am avut înțelegerea pe care Tu ai avut-o față de mine. Iartă-mă. N-am fost un tată bun. N-am fost un soț bun. N-am fost o mamă bună. N-am fost un fiu sau un frate după voia Ta. Și dă-mi Tu putere să mă ridic și să umblu mai aproape de Tine. Amin? Ne va ajuta Dumnezeu? Ne va ajuta. El ne va asculta de parcă am fi singurii oameni de pe pământul acesta. Vă invit să ne plecăm.